părinți, dragii mei colegi, dragii noștri elevi, astăzi ne-am adunat aici pentru a sărbători 100 de ani de la Marea Unire a Românilor. Această sărbătoare reprezintă, de fapt, dorința seculară a românilor din toate provinciile românești de-a lungul timpului. La 1 decembrie 1918, românii din Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana s-au adunat la Alba Iulia, au venit la Alba Iulia și au strigat într-un glas: noi vrem să ne unim cu țara. Este adevărat că nu toate provinciile românești s-au unit acum, la 1 decembrie, cu România, cu Moldova și țara românească. Prima provincie a fost Basarabia, care s-a unit cu România la 27 martie 1918. Bucovina, cea de-a doua provincie care a strigat într-un glas că vrea unire cu patria mamă, s-a unit cu România la 28 noiembrie 1918. Iar la 1 decembrie, așa cum am spus, 1918, și celelalte provincii românești, Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania, s-au unit cu Regatul României. Astăzi ne-am adunat cu toți aici pentru a sărbători acest moment, iar copiii dumneavoastră, elevii noștri, v-au pregătit un mic program artistic pe care vi-l prezintă cu drag. Vă mulțumim! România-i țara noastră, a României.
în loce greți. Din pământul ei de glorii s-au născut atâți eroi. La 1 decembrie, se pare, e marea noastră sărbătoare. S-o întâmpinăm, ar trebui frumos. Dar cum să o facem oare? Să nu uităm, sărbătorim unirea noastră a tuturor românilor ce glăsuiesc în grai de doină și de dor. Ființă unică, de neam născut din daci și din romani, s-a regăsit pe același ram după un lung amar de ani. Printr-un șir sfânt de bătălii, purtate de români eroi, s-a liberat străbunecii să viețuim în pace noi. În amintirea jertfelor, să revenim cu inimi mici istoria românilor. Vitea și drept am fost eu, Decebal, putere grece, nici cât eu n-am răbdat fără de lege. Sidalul dat, în cap de lup, întâi l-am putrat și neînfricat l-am înfruntat, dar Romei mare împărat. Pe mine, pe Traian, neînvinsul împărat, el, Decebal, de două ori m-a înfruntat. În marea bătălie din 101-102, soldații Romei au fost forțați să plece înapoi. Armate măiestoase, cu mult mai întărite, au revenit apoi în 105-106 și Dacia a devenit Traiană, provincia romană dunăreană. Istoria nu se cheie aici, pe Mihai Viteazul cu siguranță știți. Eu însă-mi am unit cele trei țări într-una. Eu viața mi-am primejduit, refăcând Dacia străbuna. De aceea, veci, să țineți minte, măreața faptă de unire, pe alba fiind cetatea care ne-a dat dreptul la fericire. Moldova s-a unit cu țara românească și toți românii au visat să crească, să fie a lor țară mare și frumoasă, iar Cuza, domn să plătească. Eu, Alexandru Ioan Cuza, domnitor, am făurit un stat înfloritor, prefigurând independența. Am pus pe temelii de piatră România, am pregătit-o pentru viitor, ca timpul prin oameni să devină biruitor. Sub Alexandru Ioan Cuza, din voința cerului, semănată s-a sămânța întregirii neamului. Și când Moldovan horă cu muntenia s-a prins, dorul nostru de unire tot mai tare s-a aprins. La alba iulia românii, din fața noastră din Ardeal, strigau: Trăiască România! Din zeci de piepturi triumfal, bunicii noștri au decis la alba iulia, punând de fapt străvechiul nostru vis. Și iată, marea împlinire a visului din totdeauna, la 1 decembrie chemarea fierbintea, sfânta și străbuna. Noi vrem să ne unim cu țara! La 1 decembrie auzim, în suflet limpede și clară, strigarea unui neam întreg. Noi vrem să ne unim cu țara! Noi aici ne-am născut, țara noastră e pământ sfânt. Am primit din cer un dar, un loc sfânt, un sfânt hotar. Istoria va continua, ziceți că lipsește, Alexandru. Istoria va continua cu dumneavoastră, cu tine, cu noi, cu noi toți. Au voit de mult dușmanii să ne-o fure, însă iată, va trăi cât va fi lumea, noi la nimeni n-am dat-o. Azi, singur noi românii, suntem în ea stăpâni. Sus, inima românii! Țara mea, rotundă ca o pâine, mai mândră, mai frumoasă, te faci de azi pe mâine. Thank you.
centenarul ar trebui. Asta cu centenarul ar trebui, Ionuț. E sărbătoare cu desimțire. E anul sfânt când suntem mai bogați, căci am făcut un secol de unire, unit în jurul munților Carpați. Purtăm în suflet pace și lumină și ne-am simțit cu sânge de eroi. Suntem a Maicii Domnului grădină, bătută și de viscoli și de ploi. Să facem foc în anul centenar, să ardă flacăra credinței, căci visul nostru sfânt și milenar s-a împlinit pe altarul biruinței. Mulți ani români, dar dorul ne apasă și ne rugăm lui Dumnezeu cel sfânt să aducem Basarabia acasă, să împlinim al nostru jurământ. Împlinim un secol de unire, dar bucuria noastră nu-i de plină. Ne rugăm. Și ne rugăm cu lacrimi și iubire pentru a noastră sfântă Bucovină. Vom pune pieptul nostru la hotare și să ne jertfim pentru acest popor. Trăiască pur România mare! Trăiască mândrul nostru tricolor! Afară? Da, bine.
Mulțumim. Mulțumim și felicitări. Mulțumim că reprezentați România și că sunteți alături de toți românii din această lume. Dragi copii, dragi părinți, 1 decembrie este o dată scrisă cu slobe de aur în ADN-ul poporului român. Cu atât mai mult, în acest an, 2018, data de 1 decembrie este o dată cu atât mai mult specială, pentru că este sărbătorim centenarul Marii Unii. 100 de ani de la marele eveniment al creierii statului român. Vă mulțumesc dumneavoastră, profesorilor dumneavoastră, că în aceste clipe ne-ați reamintit nouă cum a fost acel eveniment de acum 100 de ani, când înaintașii noștri, dragostea lor față de aproape, față de țară, față de neam, față de credință, au hotărât unirea tuturor într-un singur stat. Vă mulțumim tuturor și vă invităm în cele ce urmează, afară, la Monumentul Eroilor, pentru a săvârși o slujbă de pomenire pentru anfitrionii acestui mare eveniment al unirii din 1918. Mulțumim tuturor! Iandra. Preacuvioase părinte vicar, preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți, distinse domnule primar, domnule senator, domnilor deputați, dragi români, în calendarul de suflet al poporului român, la loc de cinste, este scris cu litere înroșite de jertfa înaintașilor noștri, data de 1 decembrie 1918, ziua Marii Uniri. Dezideratul de veacuri a românilor s-a împlinit acum un secol, iar noi suntem privilegiați să sărbătorim împlinirea 100 de ani de Românie. Împlinim astăzi o datorie morală și ca recunoștință pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne amintim de cei ce au înființat acest lucru. Binecuvântarea în al treia Sfințitului, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Macăului, cu sprijinul și implicarea directă a domnului inginer Adrian Ciobanu, primar al Comunei Cordun și a Consiliului Local, în prezența delegatului Centrului Eparhial Roman, preacuviosul Părinte Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a părinților consilieri, la care s-au adăugat și vă mulțumim pe această cale domnul senator Dan Manoliul, domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, domnul deputat Mugur Cosmanciuc, președinte PNL Neamț și celelalte oficialități centrale și locale. În cele ce urmează, se va desfășura programul centenarului propus pentru ziua de astăzi. Pentru început, aș vrea să invit în fața dumneavoastră pe domnișoara Diandra Bancu, care va intona imnul de stat. De stat de române, din somnul cel de moarte, în cartea dulcire, barbarii de tirani, barbarii de tirani, acum. Sânge de roman, un sânge de roman.
centrale și locale, pentru a dezveli noua placă comemorativă pe care se regăsesc scrise în slove de aur numele eroilor martiri care și-au jertfit viața pentru noi și pentru unitatea noastră. Vă invităm! Mulțumim de suflet! În cele ce urmează, invităm soborul de preoți să oficieze serviciurile religios. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii toatele chivernisești și ceea ce
ce este de folos, tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Spre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zi și limon te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuită. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Sufletelor fericiților într-o adormire, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-a jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisoare,